cumva râdei în sală, că acum ne-am uitat și noi un pic la primul episod, da, de prietenul și cel mai bun prieten, frate și tot ce vrei, Sergiu, când a apărut în lenjerie intimă și cumva râdei de burtica lui, sau n-am auzit eu bine la două rânduri distanță? Doamne, ferește, cum să facem așa ceva? Este prietenul meu cel mai bun și un actor desăvârșit. Nu. Nu, aveam noi niște insider-uri, știam noi niște chestii, dar nu facem așa ceva, pentru că Sergiu arată foarte bine. Am crezut că chiar am vrut să mă întorc și să țâțâi la voi. Nu. Aveam niște insider-uri, eu și colegul meu, Șerban Pavlu, de la... ne aduceam aminte de niște chestii și de-aia, dar nu. Nu, Sergiu este foarte bine și, spre norocul lui, după cum s-a observat și ce ați văzut, nu putem să spunem despre ce e vorba, dar el a fost norocos în episodul respectiv. Are noroc. Stai să vedem dacă e adevărat sau nu norocul ăsta, că eu cam simt perversă. Acum, nu știu ce să zic. Vedem. Deci n-ai râs, pentru că tu i-ai trimis pe toți la sală, ai spus de toți că nu se duc, că nu trag cu tine 90 la piept. El tot timpul a venit și te-a lăudat. Și când mă trezesc așa în ureche cu fluierături. Dar nu era despre și cu și despre bortica lui Sergiu. Erau alte discuții. Mai ai timp să te duci la sală? Sau în curând acum, o să... Acum, după ce termin interviul cu tine, mă duc la antrenament. Ce pregătești? Că uite, vorbeam mai devreme de Mama Mia, că am zis că nu te întreb numai de serial, că în toate interviurile noastre sunt numai despre Clanul, dar uite, pentru că mai sunt câteva zile și am văzut că se reia spectacolul Mama Mia, am văzut bine? Bine, se reia. Noi jucăm undeva cam la 6 luni de zile și jucăm momente importante, pentru că fiind sala Palatului trebuie să acoperim 4.000 de locuri și... e normal să-l pui un pic mai rar, că nu poți să-l pui de pe zi pe altă, adică de la lună la lună, că ne-ar plăcea și noi să-l jucăm atât de des. Da? Dar faza e că nu ai cum să umpli sala aia, pentru că e imensă. Și sunt și costurile foarte mari, dar de Crăciun, de sărbători și de momentele importante, cum ar fi 1 martie, 8 martie, îl jucăm. Și acum avem pe 1 martie sala Palatului, din nou, cu aceeași distribuție, cu oamenii pe care îi știți, dar avem și o surpriză pentru publicul nostru. Prin faptul că anul acesta, de fapt spectacolul ăsta, îmi vor juca biling. Pentru că avem un actor invitat din Anglia, care joacă pe West End. Și el va juca în limba lui și noi vom juca în limba noastră. Te-am întrebat de Mama Mia și de spectacol, pentru că este un spectacol pentru toate vârstele și toate, și femei, și bărbați, și copii, și așa mai departe, ce mai vreți. Și vreau să întreb dacă îl iei pe fiul tău cu tine, încep să... pentru că deja e la vârsta în care conștientizează, cumva îl vezi că și el șantajist are veleități. Da. Îl iei de data asta cu tine? Sigur că am început deja să-l iau și oricum îl luam și înainte. Dacă n-am timp liber și bine, nu la un spectacol foarte greu, pentru că dacă am spectacole unde nu prea ies din scenă, nu prea pot să-l țin cu mine acolo, pentru că nu poate să stea fără mine. Și... dar, de exemplu, l-am luat ultima oară la Călătoria la Național, spectacolul pe care l-am cu domnul Dan Puric, l-am mai luat pe la repetiții, l-am dus și la filmări de câteva ori. În funcție de cum am eu, și știi foarte bine că alerg de colo-colo și mi-i par timpul în așa fel încât să ajung la toate evenimentele sau ce am de făcut, și dacă pot și știu că nu am atât de multă treabă, îl iau. Dar când sunt legate, cum astăzi, de exemplu, am venit de la teatru la repetiții, la eveniment, după aia mă duc la antrenament sau după aia am spectacol seara și toate cele, nu prea pot să-l țin după mine, că l-obosesc. Și plus că trebuie să-și facă orele de somn și toate cele. Da, dacă ai avea posibilitatea, nu știu, să arivi un rol în care joci un tătic, l-ai luat cu tine în... Sigur. Sau nu vrei cumva să-l duci în zona asta, să-l lași pe el să aleagă ce vrea să facă? Nu, nici de cum, dacă s-ar descurca și dacă aș avea, că n-ar avea... deși îl văd în stare, că n-are nicio treabă dacă e cu mine, cu mare drag. Deci ar fi, cred că, cea mai tare chestie pe care aș putea să o fac, să joc alături de fiul meu. Cum ești în timpul liber? Mai ai timp liber și tu să, nu știu, să te uiți la film? Adică tu când ai mai văzut ultima oară așa, un serial sau un film cu soția? Nu, un film am văzut ultima oară, filmul pe care l-am avut în cinematografe recent. Visul în regia lui Cătălin Săisescu. Cu rest n-am apucat să văd nimic. Nu mă uit, pentru că nu am timp. Clasica poveste, muncesc de luni până duminică. Deci măcar la cum la Băieți deștepți, sunt că am văzut că a apărut pe Netflix. Păi l-am văzut în cinematograf, când am fost la premieră. Nu știu, să te uiți tu acasă cu un suc. N-ai, asta vă zic, de când te mai uiți tu ca un om normal? Weekendul trecut n-am mai avut repetiții după amiază și spectacol seara și am avut doar cursul cu copiii la Academia Studiourile Buftea până la ora 12:45, după care am ieșit cu filmul în Herăstrău și ne-am jucat cu pistoalele până la 5 și ceva. Și dacă tot ai să aminte de Academia, așa pe final, zic când scoateți filmul, că ne-a zis ceva Daniel ultima oară, că pregătiți un film, că vă duceți să bateți la uși, sunteți și producători și regizeri. Da, încă s-a concretizat și e vorba despre un serial, da, sunt mai multe chestii pe care deocamdată nu pot să vorbesc despre ele până mai ceva concret. În schimb, ne merge foarte bine și avem în continuare înscrieri foarte multe la noi la Academie, ne facem treaba cum trebuie, lumea e mulțumită, ceea ce e foarte important.
Și așteptă lumea și la teatru și aceeași poveste. Dar numai copiii luați la academie? Adică dacă vin și părinții care își aduc copiii acolo, nu aveți o grupă așa și pentru... La un moment dat am avut și niște grupe de adulți, la un moment dat, dar acum nu mai există. Am avut la un moment dat, că am lucrat, chiar eu am lucrat personal cu niște adulți. Dar deocamdată acea grupă s-a desfințat. În funcție de cum sunt oameni, dacă se strâng mai mulți oameni la o grupă și se fac, normal că facem și cu ei, nu e nicio problemă, e pentru toate vârstele, nu despre asta e vorba. Se pare că mai conștiincioși sunt copiii decât adulții. Îți mulțumim până una alta, până la Mama Mia ne uităm la Clanul, pentru că din 19 februarie, în fiecare luni, la Pro TV. Și este foarte importantă, mă pregătesc de o nouă premieră la Teatru Național, e vina ta, în regia și textul lui Tomi Cristin, colegul meu de la teatru, care va avea premiera pe 21 și 22 februarie, cu mine în rol principal, alături de Monica Davidescu, Tomi Cristin, Andrei Duban, Cristiana Ioniță și Teodora Calagiu și Eduard Adam. Un spectacol despre un cântăreț de hip-hop care a ajuns la pușcărie, dar spre final se demonstrează că și-a luat vina asupra lui, că de-aia se și numește spectacolul E vina ta, unde se cântă, se joacă, un spectacol foarte drăguț care nu plictisește, nu ține deloc, mult ține o oră și un pic, ceea ce e perfect pentru un public care în ziua de astăzi mai greu îi ții în priză mai mult de o oră jumate, două maxim, sau depinde cât de bun e spectacolul, bineînțeles. Glumeam, acum făceam o glumă. Dar este fix rețeta care trebuie și vă așteptăm în continuare la spectacolele noastre, la Teatrul Național. Dar cum ții tu minte toate astea? Că ești în turneu cu încă ai piese cu care pleci în spectacole prin țară. Ai la seriale, lungmetraje. Cum ții minte toate replicile alte în curs și tu ai suflor? Cum reușești? E vorba de antrenament. Atât. Este vorba de antrenament pe care nu pot să-l explic și nici colegii mei n-am putut să-l explice. Fiecare dintre noi avem tehnica noastră de a ne activa sertărașele la momentul potrivit, când, de exemplu, în două zile am avut două spectacole diferite. Am avut la Teatrul Roșu, de exemplu, și după aia am la Elisabeta, unde am avut spectacol. Mai am Mama Mia și după toate cele. Îți activezi prin repetiție și prin repetițiile pe care le faci înainte de spectacol, îți activezi acea partitură pe care o ai de spus în seara respectivă. Știi că asta te-am întrebat pentru ca să audă și soția ta atunci când duci gunoiul, nu-l duci pentru că nu vrei, nu pentru că ai uitat, pentru că nu se pare că nu uiți nimic, niciun text. Nu uit nimic, dar pe de altă parte să știi că duc gunoiul în fiecare dimineață.